Caz înfiorător în județul Constanța, un cal grav rănit de către o mașină după un accident rutier produs între Negru Vodă și Dărăbani a agonizat pe un câmp timp de 24 de ore fără ca autoritățile să intervină. Nimeni nu s-a gândit să-l transporte pe animal într-o unitate veterinară. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Conform Observator News, calul ce are un picior rupt se chinuie pe câmp de peste 24 de ore. Animalul a fost abandonat fără milă în urma unui accident rutier ce s-a produs între două mașini și o căruță. Poliția din Constanța a confirmat accidentul rutier și i-a solicitat stăpânului să-și rezolve singur problema. Agenții au apelat și la primăria din Negru Vodă în speranța că oficialii vor da o mână de ajutor. Între timp, membrii ai asociației Save the Horses Romania au plecat în zona respectivă pentru a prelua animalul, după ce îi vor acorda primele îngrijiri medicale. Medicii vor decide ulterior dacă există vreo șansă de recuperare, relatează Observator News.